Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție de eSport. Vorbim astăzi despre fotbal, vorbim despre fotbalul brașovean, dar și despre ceea ce s-a întâmplat în Liga 1, având în vedere că în acest weekend s-a decis campioana României la fotbal. Viitorul Constanța este noua campioana României. FCSB a ocupat poziția secundă în clasament, iar Dinamo a ocupat cea de-a treia poziție a Ligii 1. L-am alături de mine pe Iulian Cuibar, corespondentul celor de la Gazeta Sporturilor și ziarist la Bună Ziua Brașov, căruia îi mulțumesc pentru prezența în această după-amiază la Și media eu emisiune. mulțumesc pentru invitație. Începem cu Liga 1 pentru că e cald, e aproape viitorul campioana României, o echipă de puști, un proiect extrem de ambițios început de Gică Hagi în urmă cu 8 ani, dacă nu mă înșel, care iată, într-un timp relativ scurt pentru fotbalul de înaltă performanță, dă roade. Da, un proiect de lăudat care a ajuns la să dea rezultate. Bine, de rezultate a dat și de-a lungul timpului, producând jucători care au plecat în străinătate, unii au confirmat, alții mai puțin. Acum sunt un alt fel de rezultate pe care cu siguranță, chiar dacă nu a declarat răspicat Gheorghe Hagi, le aștepta. Și le aștepta, cred eu, numai dacă mă gândesc că are altă expunere, mergând în preliminarele Champions League, dacă cumva reușește să ajungă în grupele Champions League, e o performanță extraordinară, de unde cu siguranță își va vinde altfel puștii, și dacă nu, măcar în grupele Europa League, unde la fel are cine să-i urmărească și să-i vadă. Meritat, aș spune eu, a câștigat, chiar dacă sunt multe discuții legate de acest titlu de campioană și chiar dacă până la urmă a terminat la egalitate de puncte cu rivala din acest an și la doar 2 puncte în fața celor de la Dinamo, eu personal consider că meritat pe deplin acest titlu. O muncă extrem de importantă pe care o duce Gheorghe Hagi acolo, dar iată, Hagi, care nu a avut parte de o echipă la care patronul să aibă răbdare cu un proiect pe termen lung, așa cum, dacă ne aducem bine aminte, el și când a venit în primul său mandat la Steaua, când a fost, a spus că el își dorește un proiect serios, un proiect pe termen lung. Iată ce înseamnă un proiect pe termen lung atunci când cineva are răbdare cu tine. Bine, Hagi, el e Da. patron, el e antrenor, însă, iată, clar, rezultate extraordinare și cu siguranță altfel vinzi jucătorii în momentul în care ești campioana României. Într-adevăr, vorbind de răbdare, cred că nici el n-a avut răbdare, dacă ne aducem aminte, a avut alt antrenor principal, pe Cătălin Cătălin Anghel, Anghel, care acum este secundul lui. secundul lui. Da, a știut, probabil, insistând atâția ani cu ceea ce face, mă gândesc doar că a făcut acea bază, s-a construit acolo cu fonduri ale lui Hagi sau atrase de Hagi prin numele lui. Acel stadion, un stadion cochet, numai bun pentru Liga 1. Pe care însă nu va putea juca în cupele europene. Da. Din Și păcate pentru el, dar cred că se va avem găsi. experiența anilor trecut și experiența echipelor care au câștigat titluri și care au jucat Champions League sau Europa League pe arena națională, care era dezolant de goală, ca să... Exact. Și ăsta e un dezavantaj, într-adevăr, jucând pe arena națională. E posibil ca echipa lui Hagi să nu umple acel stadion sau, mă rog, să nu vină Mai nimeni. mai nimeni, da, și atunci ăsta e un risc. Dar poate, nu știu, va face o surpriză prin rezultate, prin joc și va atrage spectatorii. Într-adevăr, deci a avut răbdare, a știut, cred, ceea ce face și merită toată aprecierea și cred că e un model de urmat. Acum nu știu cine ar putea să mai facă un lucru de ăsta. E un model de urmat pentru că eu consider că e un exemplu de fotbal sănătos. Dacă ne gândim și la salariile pe care le au acei copii, nu, adică nu investiții aruncate aiurea, ci pur și simplu pas cu pas treptat făcut un proiect așa cum poate, dacă ar exista mai multe în țară, ar începe o revitalizare și a fotbalului și am putea conta din nou să dăm jucători afară, să ai ceva rezultate. Rezultatele mai apar, dar sporadic, sunt mai mult rodul, nu neapărat al unei întâmplări, ci niște lucruri de moment care nu au substanță pe termen lung. Se mai aștepta cineva, tu personal, ziarist, om care ai văzut o grămadă de meciuri, te mai așteptai, mai ales în momentul în care în iarnă Hagi s-a despărțit de unul dintre cei mai buni jucători din turul de campionat, Răzvan Marin, care a plecat în Belgia. Se mai aștepta cineva, mai credea cineva în parcursul ăsta și în constanța până la urma acestor puși până la finalul play-off-ului?
Probabil Hagi se aștepta. Nu mă așteptam personal și nici încoace către finalul sezonului am avut-o pe FCSB campioană. Au avut și noroc, e nevoie de noroc peste tot până la urmă, în orice rezultate e și un dram de noroc acolo. Și atunci meciul de pe arena națională, în urmă cu 2-3 etape, nu mai rețin în câta rundă a fost, când FCSB a avut o mulțime de ocazii la care ar fi învins în acel meci, iar și FCSB practic și-au cam pus și singuri piedici. Bun, a trecut meciul cu Viitorul, egal, putea FCSB să facă un nou egal cu Dinamo, a venit acel penalti, a fost și noroc, dar face parte din joc. Da, până la urmă face parte din joc. Avem Viitorul în Champions League, o generație extraordinară a lui Gheorghe Hagi, dar să nu uităm că mai vine o generație din spate a lui Hagi, cea care a ajuns până între primele 16 echipe în UEFA Champions League Youth, competiția echipelor de tineret, despre care se vorbește foarte frumos și despre care se spune că este chiar mai talentată decât cea care este în acest moment campioana României. Asta e un fel de principiu, nu un fel, e un principiu pe care merge Hagi și tot timpul cât este întrebat, nu știu, la vândut pe Răzvan Marin, ce vine din urmă? Am unul mai bun ca el. Da, că copiii ăia sunt crescuți, aduși la Constanța, la Ovidiu, crescuți într-un mediu de foarte, foarte tineri, nu știu, la 12-13 ani probabil vin. Ca să nu mai spun că și acolo, în zona Constanței, probabil că multă lume preferă să dea copilul la fotbal, ai un băiețel, îl duci la Hagi, pentru că atrage numele și atrag rezultatele pe care le are până în acest moment. FCSB locul 2 și Dinamo locul 3. Dinamo cu un parcurs fantastic de când a venit Contra un mare câștig pentru campionatul românesc și pentru Dinamo în special. Pentru Dinamo în special și pentru campionat, pentru felul în care a arătat acest final de sezon cu trei echipe implicate, cu trei echipe care au avut șanse și mai mult decât atât cu o echipă care va avea cu siguranță alte pretenții. Nu se așteptau cei de la Dinamo, sunt sigur, să ia campionatul sau să se afle cu etapă înainte să fie acolo în cărți cu șanse, dar cu siguranță altele vor fi ambițiile lor pentru anul. Un mare câștig, mi-amintesc că au intrat De-abia au intrat cu niște meciuri câștigate așa, abia venise Cosmin Contra, nu jucau foarte bine, nu convingeau, 1-0 cu Botoșani, niște jocuri așa chinuite, care după aia au început să devină, Dinamo s-a transformat într-o echipă care chiar a contat. Acolo cred că totuși are un merit și Andone, chiar dacă la un moment dat n-a mai gestionat vestiarul. N-a mai gestionat bine lucrurile pe acolo, prin vestiar, în club, în acea atmosferă care probabil se formase acolo, dar mulți jucători cu care Contra acum a defilat în această parte a sezonului sunt aduși sau băgați în prima echipă de Andone. Da, dacă te referi la Sergiu Hanca, cel care i-a și schimbat poziția, practic. Da, l-a urcat la mijlocul terenului și care a dat un randament extraordinar acolo. Bineînțeles, Ando, un antrenor cu mare, mare experiență și cu siguranță este și meritul lui această clasare a echipei. S-au întâmplat lucrurile, cred că e în regulă pentru ei. Au început nici cu Andone, n-au început rău. Când lucrurile s-au mai stricat, l-au dus pe Contra, care prin felul lui Simeone de România. Simeone, da, da, da. Chiar dacă spune că nu-i place, sunt sigur că este unul din modelele lui. Nu-i place să fie asemănat sau mă rog. Vezi, Dinamo a ieșit din insolvență, a scăpat de acea pedeapsă dictată de UEFA cluburilor care sunt în insolvență, care nu au drept de joc în cupele europene timp de 5 sezoane. Pot juca și ei în cupele europene. Pentru Dinamo urmează practic un sezon în care vor fi angrenați în 4 competiții, campionat, Cupa României, Cupa Ligii și cupele europene. Se știe că la Dinamo nu au fost niciodată foarte mulți bani. A fost perioada asta cu, s-a tot vorbit de New Dinamo, de perioada de tranziție, cu salarii foarte mici. Nu poți să te duci cu un lot în cupele europene și mai ales când joci un 4 competiții cu un lot cum este cel de acum al lui Dinamo. În primul rând în cupele europene, sunt după 5 ani acolo, în 2012 n-au mai fost.
Și odată ce contra a semnat, bănuiesc că a fost una din condițiile lui să fie ajutat și să se investească în ceva jucători care să întărească serios, să întărească serios acest lot. De-adevăr, nu poți clachezi probabil pe parcurs, chiar dacă poate păcălești așa un început bun, dar îți trebuie un lot serios ca să ajungi cât mai departe și în Europa și în campionat, dacă vrei să contezi la titlu, nu doar așa cumva întâmplător sau nu neapărat întâmplător, dar mă rog, pentru o conjunctură cum s-a ajuns acum. Cine vine antrenor la Steaua? Probabil Nicolae Dică. Așa bănuiesc. Antrenorul celor de la SCM Pitești, care tocmai a promovat echipa în Liga a doua. Se pare că și acolo revine un oraș încet un oraș cu tradiție, cu fotbaliști foarte mulți care au ieșit de acolo de la Pitești. Eu cred că Nicolae Dică va fi noul antrenor al celor de la FCSB. Crezi că Dică poate duce un vestiar atât de greu cum e cel al Stelei? Depinde doar de el. Nu cred că dacă ești tânăr nu poți să faci treaba asta. Însă depinde cum începe, cum își așează lucrurile acolo și am încredere. Îmi place personal și sper să dea dovadă că se poate și cu oameni tineri care, mă rog, vin cu dorință, asta e clar, vin cu dorință. Eu cred că va putea face față. Dacă e să ne întoarcem la ce ne doare pe noi cel mai tare, FC Brașov într-o situație mai mult decât delicată, în ultima rundă, egal pe teren propriu cu CSM Ioveni, un meci în care s-a văzut clar că băieții nu sunt la maxim din potențial, însă un meci în care au demonstrat că își doresc, că s-au dăruit și la final au fost aplaudați de toți cei prezenți pe stadionul Tineret. Cât că asta așteaptă publicul? Toată lumea știe până la urmă care este situația cu jucători neplătiți de foarte mult timp. Să-i vadă pe băieți că vor și că încearcă să dea tot ce e mai bun chiar și în condițiile astea. Și drept dovadă la final, chiar dacă un rezultat de egalitate. Pe FC Brașov n-a ajutat nu, nici pe nimeni. Mai mult decât că nu i-a ajutat. Chiar i-a scos, cred eu, din lupta pentru promovare. Cred că asta așteaptă publicul brașovian. Prea puțin numeros, aș spune, dar mă rog, asta e situația, ca jucătorii să ofere ce pot ei acum în acest final și să arate dăruire și eventual dacă sunt și jocuri frumoase cu ocazii, cu goluri, cred că asta e tot ce... Să se termine campionatul, cred că de fapt ăsta e obiectivul, să termine cumva în picioare. Da, FC Brașov e clar, oficialii de acolo își doresc ca FC Brașov să termine cu fruntea sus acest campionat, să-l termine pe teren. Ar fi păcat ca echipa să se retragă, mai sunt practic 3 meciuri de disputat. Însă, pe de altă parte, înțeleg și, aș putea spune, problemele astea foarte mari prin care trece acest club. Nu mai sunt bani, conturile sunt goale de foarte mult timp și cred că în aceste momente suporterii și adevărații stegari ar trebui să vină la stadion, să umple stadionul, să cumpere bilete și astfel să ofere practic o gură de oxigen acestor băieți pentru și aceste echipe, ca această echipă să termine oarecum cu fruntea sus acest campionat. Da, în primul rând cred că ar fi dureros, mai dureros decât în alte părți, sunt cazuri de echipe care s-au retras la jumătatea campionatului pe parcursul turului. Ar fi urât ca la FC Brașov, una din cele mai mari, unul din cele mai mari nume ale Ligii a doua, o echipă de tradiție, să termine în acest fel campionatul și probabil și o etapă din viața acestei echipe. Din viața acestei echipe, pentru că probabil acolo se va ajunge. Atunci, ce rămâne de făcut? Trebuie să termin campionatul, să nu ajungi la rușinea despre care vorbeam mai devreme. Și sunt destul de costisitoare, mai ales jocurile de acasă. Sunt baremele de arbitraj, ambulanță și așa mai departe, tot ce... Firmă de pază, până la urmă, tot ce... Sunt mai multe costuri care... adunate nu sunt chiar așa de aici de acolo și atunci cu siguranță suporterii venind la stadion ar putea contribui o mare parte din aceste cheltuieli. Ar putea contribui la un final, că toată lumea vorbește despre un final acum care cu siguranță se apropie.
să fie, mă rog, un final în familie așa, pentru că e destul de greu pentru oamenii care sunt acolo, puțini oameni care sunt la club la această oră, să susțină din propriul buzunar, așa cum au tot făcut-o și să tot scoți. La un moment dat nu mai ai de unde să scoți. Nu mai ai de unde să scoți și oricât ți-ai dori, e destul de dificil. Mai este și problema, controversata problemă a banilor a ultimei tranșe din transferul lui Kipciu de la Steaua la Anderlecht, bani care ar trebui să ajungă la FC Brașov. Ne-am tot judecat pe la toate comisiile, au tot câștigat, însă nici măcar până acum banii nu au sosit încă de la Steaua. Bani care ar însemna practic o gură mare de oxigen și care ar asigura practic acest final de campionat. Exact, a fost o întreagă telenovelă care nu are finalitate nici măcar până în ziua de acum, da. Cei de la Steaua, acei bani sunt clar banii lui FC Brașov, asta știe toată lumea. Adică, că îi plătești azi, că îi plătești mâine, că îi plătești poimine, cu siguranță la un moment dat va trebui să îi plătești. Exact, exact. Acum că cei de la Steaua au așteptat și sunt de înțeles, cei de la FCSB au așteptat o decizie definitivă prin care ei să nu cumva să fie nevoiți să plătească, să dai banii lui FC Brașov și pe apoi ești nevoit să-i dai și lui Sporting Pitești o sumă și să practic, mă rog, să plătești de două. Au fost precauți, e de înțeles, însă se tot lungește această situație. Pe plan intern s-a dat de ceva timp o decizie definitivă. Expiră imediat și termenul, cred că zilele acestea, 15-16, expiră termenul în care cei de la Pitești pot merge la TAS. Este greu să cred că cei de la Pitești au forța financiară. Să spunem că au considerat că e nevoie să fie încă o dată precauți. Da, e mult mai greu să depui un memoriu la TAS decât la FRF. Mai mult decât atât, știm cu toții, Florentin Petre are o relație în regulă cu patronul de la FCSB, cu Gigi Becali, care i-a promis tot timpul că în momentul în care lucrurile vor fi clare. E păcat, cred eu, că acum când vin acești bani, practic nu vor mai avea aceeași importanță. Pentru că dacă veneau acolo o lună, poate echipa acum încă era cu șanse. Pentru că contează acești bani, mulți, puțini, pentru o echipă de Liga a doua, contează foarte mult. Și acum singura lor miză este ca oamenii care sunt acolo să-și mai recupereze din salariile neplătite în acest an calendaristic. Pe partea cealaltă, cu meciurile de la tribunal au fost câștigate până acum de Stegari. S-a dat un nou termen în dosarul ce privește insolvența formației Stegare pentru septembrie. Un termen lung. Crezi că se mai poate face ceva? Crezi că există vreo șansă ca noul administrator judiciar să găsească surse de finanțare pentru ca activitatea sportivă să continue și mai mult decât atât să poată întocmi un plan de reorganizare, să poată plăti acele datorii astronomice care s-au acumulat la FC Brașov. Și care nici până acum nu știm exact... Nu știm nici până acum exact valoarea lor. Valoarea lor. Că sunt de la, pot fi. Mi-e greu să cred că se mai poate face ceva pentru că nu văd cine să acopere, sunt niște datorii. Și în cazul fericit în care datoriile rămâne cum se vehiculează la aproape în jur de 3 milioane de euro. Totuși sunt bani mulți. Cine să plătească acești bani pentru a scoate echipa din insolvență? Mai mult decât atât, FC Brașov are la dispoziție nu are, în cel mai fericit caz ar fi avut la dispoziție un singur an în cazul în care ar fi promovat chiar. Deci singura sumă care se vedea așa la orizont erau banii din drepturile de televiziune de la Liga 1. Erau singurii bani. Și acei bani nu ți ajung să scapi și de datorii, să duci campionatul la capăt. Bun, dar trecem peste această problemă. Nu văd cine să vină să plătească o datorie, practic să nu cumpere nimica, că plătești niște datorii ale unei echipe care, ale cărei acțiuni, dacă e să o luăm așa, sunt în continuare ale domnului Neculae. Da. Sau ale familiei Neculae, nu știu. Al domnului Neculae, dacă nu cred că mai este interesat. Nu, mi-e greu. E și situația e foarte încurcată. Asta este toată problema. E toată încurcată și minusul e foarte mare. Datoriile sunt mari și atunci nu văd cum să se iasă. Poate, anul trecut, poate discutam în același mod. Credeam că o să fie faliment. S-a întâmplat ca Steaua să-l vândă pe Alex Kipciu. Procentul revenit lui FC Brașov a fost unul care ți asigură în mod normal bugetul pentru un an la Liga a doua și atunci s-a... Dar nu știu pe cine să mai...
Nu mai e nimeni de vândut. Nu știu exact la Mateiu care e situația cu, de la CSU Craiova, dar mi-e greu să cred că poate fi vorba de aceiași bani. Poate mai sunt niște, să zici că ar mai fi de primit niște bani din partea lui CSU Craiova, dar nu cred că ar mai ajunge pentru încă un sezon. Ne apropiem de final și nu vreau să încheiem până nu vorbim și despre ceea ce se întâmplă cu echipele brașovene din Liga a treia. Hărmănul a avut un sezon extraordinar, o echipă frumoasă, o echipă care a jucat, o echipă care în ultima etapă a reușit un rezultat de egalitate pe terenul liderului din Miercurea Ciuc, un rezultat care nu îi ajută foarte mult pe cei de la Hărman, dar care îi păstrează în cursa pentru promovare până în ultima etapă. Menține suspansul pentru ultimele două runde, care mai este de jucat în seria 1 a Ligii a 3-a și menține, cum să spun, o chestie la care probabil nu se gândea nimeni înainte de acest campionat. Anul trecut Hărmănul a făcut un sezon modest în primul lor an la Liga 3. Acum sunt cu două etape înainte, la două puncte de la, adică se bat cu cei de la Miercurea Ciuc, au șanse încă. Un an foarte, foarte frumos și merită felicitați cei de acolo, echipa, antrenorii și conducerea. Mi-e greu să cred că Miercurea Ciuc se va mai împiedica pe acest final de sezon, dar oricum rămâne în urmă acest an frumos pentru Hărman. Bine, mai sunt două runde, mingea e rotundă, au de jucat cei de la Miercurea Ciuc cu CSM Pașcani în deplasare, dacă nu mă înșel, și pe propriul teren cu Știința Miroslava, care până în această rundă au fost acolo la bătaie cu cele două formații despre care am vorbit. Da, cred că acolo acela va fi meciul decisiv până la urmă. Ultima etapă în care cumva și Miroslava e aproape de Miercurea Ciuc și ar putea să conteze. Totuși țin să cred că e principala favorită Miercurea Ciuc, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în aceste ultime două runde. Hărmănul a scos acest punct în deplasarea de la Miercurea Ciuc cu un gol fabulos, un gol demn de orice generic de emisiuni sportive sau știri sportive, un gol marcat de portarul Potcoavă de la aproximativ 80 de metri, practic aproape din poartă în poartă. Da. Un gol pe care vă invit să-l urmăriți la știrile sportive de la Brașov TV. Într-adevăr, o execuție neașteptată. Probabil portarul Potcoavă a aruncat mingea în careu în speranța că vreun coleg de-a lui o va relua sau se va întâmpla ceva. A profitat de gafa imensă a golkeeperului advers. Rămâne în istorie. E frumos că rămâne în istorie la finalul unui sezon. Oricum foarte frumos pentru Hărman, rămâne și cu acest gol care o să-l țină cu siguranță minte toată lumea. O comportare foarte bună a avut și în acest sezon, cel puțin în partea a doua acestui sezon, a avut și Olimpic Cetate Râșnov, formația lui Dan Bona, care în această rundă a câștigat clar pe propriul teren 3-0 cu Sporting Club Bacău, cu Sport Club Bacău. O parte a doua a sezonului bună pentru Râșnov. Da, sunt neînvinși acasă, un singur rezultat de egalitate. O parte a doua chiar foarte bună, aș spune. Ne bucurăm că avem la nivelul Ligii a 3-a, că avem două echipe care, mă rog, oferă un fotbal plăcut pe teren propriu, mai ales avem unde să mergem să vedem un fotbal plăcut. Au început ceva mai greu Râșnovul, la fel cum a început și Hărmănul, de altfel, doar că Râșnovul văd că s-a redresat mai repede și după doar un tur au reușit cumva să-și așeze lucrurile și arată că o echipă redutabilă, mai ales pe teren propriu, afară au mai avut parte și de înfrângeri, însă pe teren propriu, cum am spus, sunt neînvin și da, cred că e un capitol la care cumva județul Brașov are la fotbal, dacă ne referim, poți fi mulțumit cu două echipe ok de Liga a 3-a. Păi, până la urmă, cred că înspre asta ne îndreptăm, cred că cu aceste două echipe vom defila de acum înainte, da, cel puțin o perioadă. Vor fi principalele noastre atunci să... Da, din păcate... E cam jos pentru județul Brașov, pentru orașul să n-aibă o echipă și să ai două echipe la Liga 3, Hărman și Râșnov. Dar dacă aceste două echipe rămân, nu ne rămâne decât să ne focusăm pe ele și să urmărim atent ce fac. Și să sperăm că, nu știu, poate dacă nu anul ăsta, la anul poate Hărmanul, sau poate va promova anul ăsta, să nu fiu pesimist.
Șanse încă mai sunt. Da. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în această după-amiază la noi în emisiune. Doamnelor și domnilor, sunt Răzvan Țirea. Punem punct aici ediției din această săptămână de eSport. Până săptămâna viitoare, toate cele bune!